Imediat cum intra pe ușă, se agita mai căza să-i ducă mâncărică în fața patului, trei feluri de mâncare, îi tăia pâinica și tot, el nici nu se oferea să o ajute. Bună YouTube și bine ai venit la Toxic, show-ul de pe Twitch în care eu, domnul Vlad, citesc poveștile voastre și decid dacă bărbații din acestea au fost toxici sau nu. Dacă stai o poveste care vrei să ajungă aici, trimite prin intermediul e ului eștoxicarongmail.com și nu uita, ne vedem în fiecare vineri de la 20.00 live pe Twitch. Domnul Insecure, Trigger Warning, Violence, Abuse. Bună ziua, domnul Vlad, chat, editori, YouTube, toată lumea. Trec repede peste intro că își va fi o poveste lunguță, dar eu zic că merită. Astăzi voi povesti despre mine și Sam, cu care am avut o scurtă, dar tumultoasă relație demnă de acest show. Cu toate astea, nu vreau să spun că he is a bad person. I think he is a good person and a good friend dar ca partener pot spune că a fost foarte imatur, not willing to compromise or make an effort, and did not sincerely love me at all. Menționez că he's also two years younger than me. Să începem chiar cu primul semn, from the very beginning of our relationship, care trebuie să recunosc timp de o lună-două a decurs super ok, until the free trial ended și am început să-i văd adevărata față. Totuși, un mic red flag a fost și la început, când mi-a zis că mă iubește după două săptămâni de relație, cam o lună de când vorbeam mai serios. Pe moment nu i-am răspuns cu același sentiment și mi s-a părut prea tras de păr și prea devreme să fie ceva real. Dar fiind sub love bombing, nu a mai durat mult și m-am păcălit și eu. Doar că în loc ca acest sentiment să crească treptat pe măsură ce relația avansa, așa cum e firesc, it decreased from him și ajungea să-mi spună tot mai rar chestii frumoase, din suflet. I guess that's what love bombing looks like. De menționat aici și că after the first one two months I will get almost no cute texts, no gifts, no planning dates, no romance, no surprises, no effort și începeam să ne certăm constant. Și în timp ce sentimentele mele chiar începeau să crească pentru el, la fel și durerea și dezamăgirea. Nu am cine știe ce fir narrativ pentru poveste, mai multe întâmplări separate, dar pentru început o să enumăr câteva chestii despre el cel puțin interesante. He never had a serious long-term relationship, he was 24 at the time, cea cu mine a fost cea mai lungă relație a lui. 5 luni jumătate. Mi-a dat spoil cât au stat împreună. Mi-a dat de înțeles de mai multe ori că he would choose his friends over me, că nu are cum să compare iubita cu prietenul lui de viață și chiar a zis că he would rather cheat on his girlfriend than snitch on a homie. I mean, that's a good friend. <laughs> Ce vrei bun? That's a good friend. Evident că și eu mi-aș alege prietenii în loc de iubita de două luni, mă dui min. Cam întotdeauna am răspundea greu la mesaje. Când zic greu, mă refer și peste câteva ore. Era ceva la ordinea zilei. Erau zile în care ieșea afară, pleca, dormea la nu știu cine acasă și aflam abia a doua zi de la el. După vreo patru luni, deja de când eram împreună, mi-a zis că își dezinstalase Bumble din telefon, dar încă nu și-a șters contul. La fel am aflat și că avea încă toate numerele fostelor cu care a fost. Scuză-mă, trebuie să-mi fac curat în telefon. Trebuie să-mi fac, o, trebuie să fac o listă. Cu what's toxic today. Literalmente trebuie să-mi fac o listă pe care să o updatez cu what, what is toxic now. Să ai numerele fostelor tale. Le aveam pe toate la follow pe Insta, chiar dacă nu mai țineau legătura. Adaug și asta pe lista de toxic. And when I asked about it, a zis că el nu dă în falul la nimeni cu care a fost împreună, indiferent ce a fost. Că e urât, că ce o să zică fostele alea, că încă sunt în relație ok, etc. care e problema? Deținu minte acest detaliu pentru mai târziu. Refuza cu orice preț să dea un simplu unfollow unei foste iubiri de care nu îi mai păsa. Aș fi făcut exact același lucru. Pentru că what's the f point? Gen, nu le-am dat unfollow până acum, dar acum de al dracu nu le dau unfollow. Am avut de zeci de ori contraziceri de tip gaslight în care el insista că nu ai spus asta, știu eu. Uneori chiar cu chestii pe care le spusesem cu două minute în urmă. I'm not that crazy să nu știu ce am vorbit efectiv acum două minute, and this would annoy foarte tare, mai ales că nu aveam cum să dovedesc nimic și încerca să-mi doar ca asta asupra mea, să pară că eu îi dau gaslight. Trebuia să-mi uh, conversațiile. Una din activitățile lui era să se înjure cu copii random pe Discord. <laughs> Pare un bărbat veritabil. <laughs> Ce bărbat nu face asta? Și să-și ia bani de pe servere, să-și trimită mesaje vocale în care își luau mamele și etc. I'm not even kidding. Can't a man swear at some children? Odată a făcut asta în timp ce eram lângă el, își dădea interval cu un copil de 15 ani, din niciun motiv, I was speechless. <laughs> e orice om um, ever! Cine nu se ia la cu cineva pe internet? Făcea tot felul de promisiuni de care nu se mai ținea că o să facem chestii, că mergem acolo, că o să-mi ia flori. Mi-a o singură dată după ce a venit beat dimineața din club, că își scotea printuri să înceapă un mini business și voi fi prima care va primi unul cadou. Și după încerea să-i cumpăr și într-un final nu mi-a mai dat nimic. We were both destul de vulcanici și cu personalități puternice. Când ne nervam, ajungeam să mai ridicăm tonul unul la altul. Din acest motiv, m-a rugat să nu mai țip la el, care traume și strigări de la familia lui, că mereu țipau unii la alții. Am înțeles și chiar nu mai țipa la el și controlam chestia. Asta. He wouldn't though. În continuare țipa la mine, aparent a învățat ceva de la ai lui. I mean, foarte nice din partea ta că ai fost uh, uh, inclusiv cu cuvânt caut, că, că ai uh, uh, respectat cererea, dar you should have also asked. că gen, dacă nu întrebi, atunci, how would he know? Destul de devreme am observat relația toxică pe care o avea cu mama și sora lui mai mare și adesea vorbea extrem de urât despre ele sau chiar le spunea chestii în față și se certau de față cu mine. Mai poți să cu familia. He was a mommy's boy care nu trebuia niciodată să miște un deget când mergea acasă. Imediat cum intra pe ușă, se agita mai căza să-i ducă mâncărică în fața patului, trei feluri de mâncare, îi tăia pâinica și tot, el nici nu se oferea să o ajute. Cu sora și cumnatul lui am mers și noi odată în vizită la părinți, In our hometown. Și s-a ceartă cu sora lui tot drumul timp de 3 ore ca la grădiniță. Ba, unul batul, altul. Eu stăteam acolo în spate, awkward, nu mai ziceam nimic și abia așteptam să ajungem să cobor de acolo. Ce nu mai așteptam însă a fost că o să ajung singură, fără iubitul meu cu care plecasem, pentru că seama a făcut mare scenă dramatică și a coborât din mașină singur în alt oraș să se vadă cu un amic și a am mai și zis că nu se întoarce cu ei. Și eu trebuia să mă întorc cu ei și aveam muncă. Ok. Another red flag e că la început de tot am discutat despre sexual health și înainte să facem orice, i-am spus că I have an STD. I-am spus riscurile și că este alegerea lui dacă facem ceva sau nu. And after some time, după ce făcusem treaba de mai multe ori, i-am spus că va trebui să meargă la un consult și el să -și facă teste, să știm dacă are și el vreo boală, că eu abia mi le făcusem și încă mergeam la medic, care mi-a recomandat ca și el să facă investigații. I'm confused. Did you use protection? I'm very confused about it. M-a dus cu preșul așa câteva săptămâni că o să meargă, că se interesează, să strângă bani și nu s-a mai dus până la urmă niciodată să se testeze. Când îi mai aminteam de asta, deja refuza ideea spunând, păi ce rost are să mă testez? Oricum probabil am și eu și nu există tratament la ce mă ajută pe mine să știu. Dacă viitoarea lui gagică ajunge să audă asta, îmi pare rău. I'm very confused. Și dacă vă gândiți că dacă să se testeze era prea greu și nu voia, poate măcar ținea să ne protejăm, nu? Well, în 90% din timp foloseam prezervativ, pentru că eram eu responsabilă, dar au fost și dăți în care nu am folosit. Păi nu trebuia să faci. If you know you have an STD, de ce ai face sex cu prezervativ, cu, fără prezervativ cu cineva? Că e datoria ta, nu a persoanei elea. Până acum tu ești toxic, audoare. Până când m-am gândit să fim totuși mai responsabili și să avem grijă cu asta. It takes one time. Cum adică? So one time we were getting freaky și voiam să go for it, la care el propune foarte hotărât, dar nu am chef de prezervativ, facem și noi fără data asta. Zici nu în -a mea. Normal că m-a deranjat și am insistat că ba da, vreau să folosim de acum să fim mai atenți, totuși că nu vreau pregnancy scare sau altele, am și estidiul și era o discuție serioasă. Ce să vezi că a fost prea serios pentru el și s-a supi, a zis că i-a perit cheful de sexuț și să nu mai aduc discuții serioase în timpul sexului. <laughs> și că să nu mai am tupeu să propun vreodată să facem sex fără prezervativ. Că e ok doar când zic eu și când vrea el nu mai e ok. Deci și tu ai vrut sex fără prezervativ. A urmat vreo oră în care încercam cu ultimele mele picături de răbdare și înțelegere să vorbesc cu el, calm, matur, serios, să explic de ce ar trebui să folosim prezervativ, că nu e de joacă, în timp ce el se juca la PC și îmi mai răspundea la mișto, cu ironie și nervi. Păi era deja joacă, era timpul de joacă. Vă las pe voi să trageți concluziile. Am tras concluziile. Stai tu fără, fără grijă. Sam avea de asemenea un ego foarte fragil și nu suporta să-l cu nimic. Dacă zicea el ceva și eu ziceam altfel decât era el, era o problemă. Vorbeam o dată la telefon cu el și spunea că vrea să-și ia concediu medical pentru câteva zile și să-și ia și pentru o zi din urmă. Ei am zis ce știam de la cabinetul meu că nu se poate. La modul, a, da, nu cred că merge să-ți dea pentru ieri, că știi că și eu am vrut așa o dată și nu s-a mai putut cu sistemul bla bla. El, ba da, se poate, știu eu că am mai scos așa. Eu, bine, ok, vezi tu. Atât. Peste o săptămână de la discuția asta mi-a amintit ce am vorbit și a insistat că a fost foarte iurea ce am făcut și l-a mult. I -am spus că nu la mine e problema, ci la el că e insecure. Deci și-a amintit după săptămână de această random discussion. Alta situație asemănătoare, eram cu seama acasă la niște prieteni comuni, cu mai mulți oameni, la o berică, una alta. El era singurul lângă laptop, la muzică, și îl întreb, auzi, ai dat și tu pe shuffle playlist-ul? Mi se părea că urmăream și intrau una după alta. Îmi zicea, da, e pe shuffle. Întreb, sigur e? Pentru că nici se uitase măcar pe laptop și zice, iar că da este, dar cu expresie enervată și sugera să nu mai frec la cap. Nu mi s-a părut un eveniment memorabil, eram și puțin tipsi, așa că probabil vorbeam chestii multe și relevante. Dar a doua zi îl întreb de ce era abătut și mi-a ținut morală că am insistat cu chestia aia de față cu oamenii și nu era locul să fac astea, că de ce insist dacă mai e o dată, de ce îl contrazic? Mie mi s-a părut o simplă întrebare. Aceeași problemă era și dacă întrăzneam, chiar și involuntar, să mă compar cu el în vreun sens. Alt exemplu. Am primit amândoi în aceea zi mările de salariu, după ce așteptam de mult timp. Eram și împreună la momentul ăla, amândoi lucram de acasă și normal eram amândoi fericiți și excited. După măririle alea am ajuns amândoi fix la același salariu, dar până atunci el câștiga ceva mai mult decât mine. Și avusese deja vreo 3 măriri la jobul ăla în timp destul de scurt, în timp ce pentru mine era prima mărire ever pe care o primisem fără să schimb funcția. So I had reasons to be much more excited. Țin să menționez că nu avea niciunul un salariu imens și nu-mi păsa dacă într-o relație câștig eu sau celălalt mai mulți bani, atât timp cât nu murim de foame. Când am venit să-l anunț și pe seam ce mărire am primit, eram uimită de cât mi-au dat, eram mult mai mult decât m-aș fi așteptat și am zis, wow, am primit mai mult decât tine. Că nu-mi venea să cred. El nu a reacționat în niciun fel, eram încă bucuroși. Dar, peste câteva zile de la faza asta, și apoi urmând ca acest subiect să fie reamintit de nu știu câte ori în viitor, mi-a zis că a fost aiurea să zic asta, că ce importanță are că am primit eu mai mult la mărire. Nu avea nicio importanță pentru mine, că de ce mă compar cu el, de ce vreau să-l fac să se simtă prost, etc. Mi-am cerut scuze și am zis că nu aici voiam să mă duc și nu asta era ideea. Ai over explained myself de zeci de ori că nu are sens din moment ce câștigam fix fel acum și nu am avut niciodată mai mulți bani el, nu aș avea niciun motiv cu care să mă dau mare în fața lui, chiar mă bucuram pentru amândoi. Dar a tot ținut-o lui că mă compar cu el și a fost nașpa. Ai mine mean, a fost un de caiura, n-am să vă mint. Efectiv, na, 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 am primit mai mult decât tine. Sam <laughs> era și foarte zgârcit cu banii cu mine și genul care ținea minte fiecare leut să mi-l ceară înapoi. I'm quite generous cu prietenii și apropiații și nu-mi place să ne ținem pe caiet. Fiecare, dacă suntem împreună, dacă plăteam eu pentru ceva când ieșeam cu el, nu-mi place să-i cer 10 lei după, it's embarrassing. You need to Literalmente, you need to discuss this. It's as simple as that. Puneți-vă de acord, dacă tu trăiești după un anume principiu și el trăiește după un anume principiu, have a discussion și vă puneți de acord. La fel de zgârcit era și cu ajutatul. De multe ori mai făceam câte ceva de mâncare pentru noi, ba la mine acasă, ba la el, și nu mi amintesc că o singură dată să fi oferit să mă ajute cu orice sau cu spăla vasele după, chiar și după ce am menționat aspectul ăsta și că aș vrea să implice și el. Că nu sunt mai ca să-i fac că și să-l chem la masă. Chiar și atunci când ajungeam tot eu să-l chem să mă ajute, nu făceam mare lucru și dacă nu-i spuneam eu la fiecare pas ce să mai fac. E intentional incompetence, nu e intentional cuvântul, dar gen, o, oh, nu știu să gătesc frate, nu știu, nu știu, dacă nu-mi zici tu, nu știu ce să fac, ca să nu facă. E I mean, it's a very bărbat thing, it's a very tactu thing weaponized incompetence, așa. Odată, eram în prima zi de menstruație, nu aveam energie, mă dureau toate alea, abia steam în picioare și nu voiam decât să mă întind în pat. Scumpul meu seam mă întreabă el dacă mă poate ajuta cu ceva și am zis că da, am niște vase de spălat dacă poate el ca să nu stau în picioare, atât i-am cerut. A răspuns, citez. Nu prea am chef de vase. Mă repet, după ce singur s-a oferit să mă ajute prin casă. Am rămas tot eu să spăl vasele, să mă vai de spate și el a stat în spat, în pat. Odată mă duceam la el casă, să stau câteva zile și am adus și două borcane mari cu mâncare, abia făcută de mine plus o stică mare de limonadă, tot făcută de mine. Mi era milă de el că nu prea avea mâncare în frigider și știe să gătească maxim 3 meals. M-am carat cu prăstirea alea grele singură, după mine, până la el acasă, ca peste două săptămâni să le găsesc tot în frigider, neatinse, și să le arunc direct la gunoi. Și el nu a fost plecat de acasă sau ceva. De atunci, i-am zis că nu-i mai aduc în viața mai nimic, că e nerecunoscător, a răspuns cu un da, scuze. Aceeași soartă a pățit-o și o plântuță pe care o dădusem din familia mea de plante și creștea foarte ok la mine de mult timp. După câteva săptămâni, maxim, am găsit-o la el aproape leșinată cu o singură frunză rămasă, vai de viața ei. Cine a fost nașpa iar? Eu, desigur, că i-am zis, odată, bă, omor plantele astea, and I hurt his feelings. În altă ocazie, trebuia să mergem la un protest unde îl rugasem și îmi promisese de ceva timp că mergem împreună. Și țineam la chestia asta și nu a mai venit, nu pentru că intervenție ceva și nu a putut, ci pentru că nu a vrut, că ne certasem. I mean, Înțeleg, dar în același timp po poate era like a weird occasion să vă duceți împreună la acest protest for whatever reason și voi nu vorbeați unul cu altul. M-a dezabăgit mult pentru că era important pentru mine și ar fi arătat că he still cared. Și he was there supporting something I cared about. Știa asta și chiar am rugat să vină oricum, dar s-a încăpățânat pur și simplu că nu și a plecat la o prietenă. Până la urmă m-am dus singură și m-am găsit acolo with my friends care au întrebat de el și m-am simțit ca ultima proastă să spun că nu a mai vrut să vină. Why is it such a big deal? Another time aveam o discuție aprinsă și am cerut să învețe să comunice exact exact ce vrea să spună și ce simte, să fie specific, pentru că eram legit, confuză, și el mi-a spus că ar trebui să îmi dau singură seama de unele lucruri care se înțeleg de la sine. His feelings. Și că asta e problema mea și că it's too much for him. This coming from the person I loved at the time really hurt. Apoi, intram în subiectul că probabil am chestii de rezolvat și trebuie să merg la psiholog și o spunea într-un mod super aiurea. While he also has lots of mental health issues and illnesses și chestii nerezolvate, but I never told them it's too much for me. Mi se pare că îl cam diagnosticez aici. How do you know he has mental health issues de bazat pe ce? Chestii nerezolvate? Sure, you can say that. Bună, ai boală mentală. Bazat pe ce? Odată ieșeam amândoi în oraș. Abia ieșisem din casă și pe drum spre metrou au trecut un grup de 2-3 băieți prin fața noastră. Eu nu eram atunci atentă la seam, dar se pare că făcut făcuse semne și nu am observat. Unul din tipii ei a zis când au trecut pe lângă noi, ia uite-l bă și pe gayul ăsta. Și atunci ne-am întors amândoi privirea, dar nu am zis nimic și am mers mai departe. Primul lucru pe care îl spune el imediat către mine e, dar ce moment bun ți-ai găsit și tu să nu mă ții de mână. Ține-mă și tu la de mână, <laughs> zic ăștia că gay. Ha? Huh? And proceeds to complain about that, că el mi-a făcut semn special din cauza asta, că se uitau aia urât la el. Și puteam să fac ceva să evit situația asta și nu am făcut. Oh, nu, no. mi-a zis cineva că gay. I cannot live my life now. Oh, nu. No. Acei tip nu au fost violenți, nu ne-au făcut nimic să ne sperie sau ceva, era doar foarte revoltat că cineva i-a spus că e gay. Now, obviously, I took that as blaming it on me și e foarte era să spui toate chestiile astea și în starea nervoasă în care era. Ce vina am eu că ți a luat bully pe stradă și de, tre de ce trebuie să fac eu ceva să nu se întâmple asta? M-am simțit de căcat, nu venea să cred, aproape plângeam. Dar seam tot insista și mi-a întorcea toată situația către mine și că eu reacționez a iurea că el doar a zis asta, nu a dat vina pe mine. După ce trecusem de acei băieți, am intrat rapid într-un magazin să și iau un suc și când am ieșit, mai hotărât și mai nervos, zice că el se întoarce la ea să ia la întrebări. <laughs> De ce mi-ai zis că-s gay? M-am speriat, nu știam ce voia să facă sau de ce sunt aia în stare, că erau trei și el unul și mic și ar fi luat omor. Îi zic că nu mă duc nicăieri și nu-mi place deloc situația în care mă pune, că ea stau fix pe strada mea și mă țin minte din vedere și poate o să am probleme. M-a pus să-l aștept în fața magazinului și s-a întors singur spre ea. S-a întors peste 5 minute întreg, în continuare, foarte nervos și insultat. Mi-a stricat cheful și starea pentru tot restul zilei și bineînțeles că nu a făcut nimic să încerce să nu mă mai simt așa, să schimbe placa, să retragă orice din ce a zis, nimic. Tot prin vară, la un grătar la cabană cu grupul lui de prieteni. Unul din băieții lui și coleg de apartament a vrut să facă o glumă de tip Fanny, m-a confundat pe mine cu el de la spate, fiind și întuneric, și mi-a dat un mare șut palmă în fund, în fund, de față cu toată lumea. Când și-a dat seama că de fapt eram eu și nu seam, s-a tăvălit pe jos de rușine și s-a ascuns într-un colț și toți au început să râdă. Eu eram confuză și nu înțelegeam încă ce mi-a făcut și de ce, mi-au explicat oamenii. Seam era și el acord în situația asta penibilă, dar nu neapărat revoltat. M-a luat în să zică că îi pare rău, dar nu a putut să meargă și la amicul lui idiot să insiste ca ăla să vină să-și ceară dracu scuze mie. S-a întâmplat, dar mult mai târziu și a venit singur, nu rugat de seam. Și am fost supărată pe el. Tot acest prieten strălucit al lui este cunoscut și că îi plac și se tot dă la fete minore, mult mai tinere decât el. there's also Cop. Una din altele probleme dintre noi a fost că he would literally choose to not come at my place at all so he can smoke at his place. Ok, I'm a non-smoker și pe timp de iarnă nu voiam să mai țin geamurile deschise seara ca să iasă fumul de țigară și să aerisesc ca lumea, nu exista balcon închis sau ceva, deci altă opțiune nu aveam pentru el dacă rămânea peste noapte. Stau la parter și am spus frumos că va și până în fața scării că vrea să dacă vrea să bage o țigară, că nu ia mult, în loc să răcesc toată garsoniera pentru el. Mi se pare o cerință rezonabilă, până la urmă e viciul lui nu al meu, însă a refuzat din prima că nu are chef să facă atâta ca să fumeze. Maybe don't smoke them. De ce mult meu a ales țigările și să stea acasă în locul iubitei lui care voia să petreacă timp împreună cu acesta și mi-a dat varianta să vin doar eu la el acasă, să fac o oră pe drum cu haine și chestii după mine, să mă adaptez eu la nevoile lui, nu el. Asta până am fost eu mai autoritară și am spus că nu mi se pare deloc ok alegerea lui. Alt red flag era că, deși se autodeclara ca fiind progresist cu valori feministe și având cam aceleași ideologii și credințe ca ale mele, Uneori chiar aveam discuții interesante în he made valid points, nu de puține ori făcea glume absolut oribile care între, întreceau limita ironiei, inclusiv cu mine. Dacă nu-l cunoșteam, aș fi putut spune că e un average ratat misogin care face glume despre femei și ce te face să crezi că nu e. Nu mai zic când era în grupul lui de băieți, era absolut unhenge și nu mai recunoșteam la câte atrocități scotea pe gură. Desigur că îi, îi spuneam asta de fiecare dată și îl drăgeam de mânecă, dar mi anula orice opinie pe motiv că nu înțeleg eu umor. One time trebuia să ajungem la o prietenă acasă și eram în autobuz. El am întrebat pe el cât mai avem până acolo și am zis în glumă unde mă duci. Și el mi-a răspuns te duc la produs. Ați râs, se cheamă umor, guys, nu înțelegeți voi. Am rămas șocat și am zis ceva de genul, ești prost, taci în p -mea cum vorbești așa. Apoi, pentru următoarele ore, evident că tot el era foarte revoltat și supărat pe mine că cum mi-am permis să vorbesc așa cu el, că el făcuse doar o glumă. Cu laugh probabil el. Dacă este să mă întrebați acum, aș spune că e manipulare 100%. În doar 5 luni de relație m-a făcut să plâng de nenumărate ori. I never seen him cry though. Ok? What <laughs> does that matter? De ce nu plângi? De ce nu plângi? Deși mi-a spus că a plâns odată când începea să fie clar că se destramă relația. Desigur că de multe ori eram în good mood singură când nu eram cu el and as soon as we would meet, mi se strica starea and I would cry pentru că controlez greu emoțiile. Uneori era rău de tot. Ca într-o seară, când plângeam lângă el în pat, trea și el, eu ridicat în fund și el întins. Eram deja de câteva minute în starea aia, nu vorbea niciunul din noi, stăteam așa în întuneric și mi se părea că e cam liniște la un moment dat. Când mi-am întors privirea spre el, seam era aproape adormit. I'm mai Relax, nu avea o treabă, în timp ce eu plângeam I'm right next to him, cause. Of in our relationship. La fel și situațiile când devenea atât de rău că ajungeam să-mi strâng lucrurile imediat să plec acasă. Îi ziceam că nu mai suport și că plec și nu avea nicio reacție, nu-l deranja, nu se simțea niciun fel, nu încerca să rezolve măcar atunci ceva sau să mă oprească. Și mai mergeam și singură până la metrou, cărând tot felul de chestii. De prin vară mi-a spus că urmează la final de an să plece la Cluj cu colegii de muncă să lucreze de la sediu și într-un fel de team building, cazare plătită pentru câteva zile și transportul inclus de compania lui și că pot aduce pe cineva. A vrut să mergem împreună și până la momentul ăla am vorbit de câteva ori despre asta. Asta, eu întrebând și asigurându-mă că firma lui plătește tot, cum a zis, și pentru mine și că nu am nimic de data în afară de cheltuielile mele. Mi-a că data sigură a vorbit el la HR și rămâne stabilit. Cu vreo lună înainte de data stabilită pentru pe care mi-a cerut niște date să le dea mai departe ca să-mi cumpere și mie biletul de avion. și Ce mai avea de stabilit? Am confirmat din nou că merg cu el, ne facem vacanța la Cluj, totul bine și frumos. A doua zi, după ce au plătit oamenii mei biletul, dragul meu iubit a vorbit iar cu hr lui și m-a anunțat foarte frumos că de fapt trebuie să plătesc biletul de 90 de euro și îmi vor face ei refund complet după. Rămân proastă. I mean, dacă îți fac refund, that's usually how corporations work. Că ți dau bani înapoi după ce ai folosit. Nu aveam în momentul ăla de unde să-i dau 90 de euro. Pe păi cum adică? Nu te-am întrebat de teori dacă trebuie să dau vreun bani și ai zis că nu? Păi basically nu trebuie să plătești nimic. Basically tu ai vorbit, e firma ta, eu nu am de unde să știu, n-am de unde să-ți dau bani fix acum, așa din cur. Nu prea-i convine răspunsul meu și continuă să mai scrie mesaje la HR și era foarte confuz. Peste alte câteva ore mă lămurește cum stă de fapt treaba. Firma lui nu plătea absolut nimic pentru mine, nici cazare, nici transport, așa cum am fost înștiințată din vară, Și doar pentru angajați. Restul care voiau să aducă pe cineva cu ei trebuiau să suporte cheltuielile pe buzunarul lor. Și dragul meu iubit a aflat asta abia o zi după ce cumpărase acel bilet. După luni de zile în care avea timp să se lămurească și să întrebe, după ce am întrebat Atâtea ori, să fiu sigură, să știu dacă îmi pun vreun ban deoparte sau măcar să decid dacă vreau să merg sau nu. Mi-a zis și am explodat. Eram deja certați de la altceva și nu mai merdea de niciun cluj. După toată situația în care m-a pus, am mai avut tupeu să-mi ceară bani pentru biletul ăla pe care el mi-a spus foarte sigur că nu trebuie să-l plătesc. I mean, el trebuie să plătească în cazul ăsta. Dar gen, dacă era chestia cu tu plătești după să dă refund firma, e gen basic stuff. După el mi-a spus foarte sigur că nu trebuie să-l plătesc, că n-are el nicio vină. Am refuzat clar și am zis că nu mai vreau să merg să, spele, să se spele cu firma lui pe cap, dacă face promisiuni de astea și nu e în stare să le țină. A zis ok și apoi s-a înțeles el cu hașerista să pună banii împreună pentru biletul ăla care a fost anulat. Dar banii înapoi nu cred că i-au mai dat înapoi compania aeriană. S-a dus fără mine la Cluj. Scuze, nu cred că am primit pentru tot circul ăsta și nici nu mi-a luat și mie ceva de acolo, măcar de atenție. Un magnet cu Cluj, ce să ți ia din Cluj? Se mai și lăuda că abia primise dita mai bonusul la muncă în luna aia. Însă tot eu să sem să mă simt vinovată că și a cheltuit banii aia degeaba pentru mine și nici nu am mai mers cu el. Cam acestea au fost highlight-urile relației noastre. Însă momentul cel mai culminant a venit abia la scurt timp după ce ne-am despărțit. După asta nu prea am mai vorbit, dar se apropia Crăciunul și eu deja îi luasem un cadou. Și am zis că voiam tot să i dau. A, bine, asta e bine ta. Deci a rămas să ne vedem, să ne dăm cadourile unul altuia și trecuse deja și Crăciunul până atunci, dar într-un final ne-am văzut la mine acasă. Eu îi luasem lui trei chestii și între timp am gândit că e prea mult și că oricum he didn't do much for me during this time și le am despărțit deja, nu merită, așa că am renunțat la unul din cadouri și am păsat pentru mine. Mă puteți judeca. Nu, trebuie să le păsesc pentru pe tine sau să le returnez sau să le vin sau să whatever. Și bine am făcut pentru că el mi-a luat mie doar un căcat de pluș, strâns într-o pungă de plastic, fix cum venise comandat. Și era oricum ceva ce sugerasem eu ca idee că el nu știa ce să-mi ia. Nimic altceva în afară de asta. După întâlnirea asta a noastră și dat cadoul, le-am mai stat de vorbă, we had a long hug și în mod ciudat nu se simțea nicio tensiune after we just broke up. It actually felt nice. Ne-am așezat în pat, ne-am pus mai comfy, then one thing led to another și ne-am trezit făcând dulce drag. Ați adormit? <laughs> And he spent the night there too. S-a simțit nice, I guess I missed him și simțeam nevoia să fim close din nou. Chiar dacă eu am ales să ne spărțim, I still had feelings for him then și am vrut să arăt cumva asta. Nu am făcut out of horny reasons. După ce a plecat însă dimineața următoare, nu am mai dat absolut niciun semn. Știam că urma să ne mai vedem foarte curând, căci venea Revelionul în câteva zile. A trecut și Crăciunul, zici că, zici că au trecut șase luni și voi v-ați văzut pe 26 decembrie. Venea Revelionul în câteva zile. A trecut și Crăciunul până ne-am văzut noi. Ok, By a day. Că venea Revelionul în câteva zile și ne în plan cu un grup mai mare și știam că vor să vin și eu acolo, chiar dacă nu mai eram cu sea. Nici eu nu voiam neapărat să stau singura acasă de Revelion și mi s-a părut o idee așa proastă at the time. Spoiler, it was. Așa că următoarea noastră interacțiune, după o noapte romantică, de parcă nimic rău nu se întâmpla vreodată între noi, a fost să ne revedem în acel context. Acum trebuie să menționez că he also had one ex-girlfriend cu care rămăsese pretty close friends și se știau de câțiva ani. Vorbeau des, se vedeau, dar mi-a zis că nu am motive să-mi fac griji sau să fiu geloasă pentru că sunt doar prieteni. Also, avea numărul ei și o urmărea pe El e împreună cu mine și nu se poate uita la altcineva and she was also in a long-term monogamous relationship. Mi se părea gen, nu baby, cum, cum să fiu interesat de ea, e, e într-o relație. I love this. Nu, 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 că e într-o relație, n-aș putea să fiu interesat, că e... e luată. Odată chiar ne invitați pe amândoi to spend the night at their place. Ne-au pregătit mâncare, drinks, am stat până noaptea târziu, and she genuinely seemed nice. I did one time confess că mă simțeam geloasă și aveam un feeling mai mult legat de ea, nu știu exact de ce, în el aveam încredere două. Nu pare. Cu toate astea, I never acted on those feelings. Le-am ținut ascunse mult timp, nu i-am cerut să nu mai vorbesc cu ea, să nu mai fie prieten sau nimic de genul. Știam că it was all on me, but I still had the feelings. Această prietenă fostă era și ea invitat de către Sam la Revelion, dar surpriza a fost când a ajuns singură și ne-a anunțat că tocmai aici ce se certase cu gagică sau s-au despărțit. Fix înainte să vină! Deci, urma să fim toți trei acolo toată noaptea. Eu, proaspătul meu fost iubit cu care făcusem dulce dragoste cu câteva zile în urmă și altă fostă de-a lui proaspăt despărțită. So... El nu prea a vrut să comunice cu mine de când venise acolo, îl simțeam din stand și rece și încercasem puțin să caut un minim de dialog și apropiere. Însă am renunțat imediat. Nu m-am simțit deloc bine în situația asta, probabil m-aș fi așteptat să fie alte. altfel și nu așteptam ca fost a lui să vină acolo single să stea toată noaptea pe lângă el, să râdă cu ea, să fie taci. You are not together. Omul meu n are voie să stea cu prietena lui pentru că e single. Dacă era luată, era altceva. Dar nu are voie să stea uh, cu prietena lui single. Literalmente, trebuie să-mi fac o listă de ce face, au, ce face un bărbat toxic din, din, această, din această poveste. Băi, sta Se tot căutau și întrebau unul de altul, aveau glumițe, etc. Talking with a friend that's prospăt despărțită? Mm, nu! No. Noi ne fiind într-o relație! Nu. Mm. Întrebau unii de alții glumeau Mie să că în situația asta mi-a murit tot cheful de distracție, simțeam un mare gol în stomac, mă tot retrăgeam în câte un colț singură și nu prea mai vorbeam așa mult. Mă uitam constant spre ei și mă simțeam din ce în ce mai nașpa. Cu mine nu vorbea, nu mă întreba de nimic, deși vedea că sta bătută probabil sau nu. Insert piesa Delia ce are ea. La un moment dat am cedat, m-am ascuns în bucătărie să plâng și se a trecut pe acolo întâmplător. Am plecat imediat ce l-am văzut, că nu voiam să mă vad așa și nu voiam să-l văd. Credeam că nu o să fie nicio problemă să facem revelion împreună despărțiți, dar m-am la grav. Vă rog eu mult, nu faceți ca mine. La ora 12, când am ieșit cu toată lumea afară să bem șampane, să ne uităm la artificii, a avut o încercare de a veni să ne îmbrățișăm, să ne spunem la mulți ani. But I was full of it. Abia mă abțineam să nu plâng și nu am îmbrățișat înapoi. Toată seara a continuat așa, eu simțindu-mă mizerabil și plângând la cine mă ascultă și el sufletul petrece. Îl mai au... și auzisem cum se dă important că îi scrie nu știu ce fată într-una și tot caută și nu mai scapă de ea. Eu fiind destul de aproape de el, s-aud tot. You are not together. Spre finalul petrecerii dimineață, fosta lui a zis că pleacă acasă și dracul de seam, după ce au stat toată noaptea împreună, bineînțeles că a trebuit să o conducă și până la mașină. Chestie care a durat vreo jumătate de oră of course, fiind aproape în centrul orașului. Unde până așa parca mașină? We still had not talked, am schimbat doar două vorbe de whole night și parcă eram necunoscuți și știa foarte bine cum mă simt și din ce cauză. Am decis că nu mai era să stau nici eu și nu vreau să-l mai văd, așa că am anunțat și eu că plec. I said goodbye to everyone, m-am uitat și spre Sam, care era în bucătărie lângă holul de la ieșire și mă vedea, m-a auzit când plec, mă vedea că sunt încălțată și stau la ușă. Așteptam măcar atunci în ultimul ceas ceva, orice, dar nici măcar nu s-a ridicat să vină spre mine. Nu a zis pa, noapte bună și am întors capul și baftă. Nebună eu să cred că meritam măcar atât, dar poi să o mai conducă și pe mine jos la mașină la 5 dimineața. Am plecat acasă feeling bitter as fuck, călcat în picioare și nu am putut să țin toate astea în mine. Imediat cum am ajuns acasă, după ce m-am descărcat la un prieten, i-am scris lui Sam să-l confrunt cu tot ce se întâmplase, desigur că nu a fost very succesful și doar ne-am certat. Eu cu foarte multe emoții și țin mă umilită, el cu niște răspunsuri, ca la corporație de robot, seci, fără nicio emoție în ele, spunându-mi că nu mă mai iubește. Maybe because he doesn't. Am luat o pauză până a doua zi și am decis să abordez S-a trimit un mesaj în care doar să-mi exprim sentimentele, cu bune și rele, tot ce m-a deranjat, cum am ținut o noaptea aia și de ce reacționez așa. Mesajul nu-l voiat așa, însă am cerut părerea cât se poate de obiectivă de la doi prieteni legat de ce am scris și mi s-a confirmat că e ok. Ne trebuie mesajul. Ne trebuie mesajul că nu cred te mințit. Că nu am exagerat sau spus nimic out of the way, nu am jignit, nu a fost too much, că e firesc și valid orice sentiment am și e normal să le comunici. Sure, e firesc și e normal să-ți comunici sentimentele și e normal orice sentiment îl ai, dar gen validitatea chestiilor pe care le zici bazate pe faptul că uh, nu m-a băgat în seamă noi fiind despărțiți dacă dulcea dragoste însemna atât de mult pentru tine, însemna that you're getting back together sau însemna whatever, maybe you should have discussed înainte de dulce dragoste și ar trebui să te abții din a face dulce dragoste, dacă el nu era cel care se abținea. Dacă știi că o să te afecteze atât de mult această experiență, you should have not done it. Ați vorbit la un moment dat de împăcare, de... Orice, nu, n-ați vorbit de nimic. Don't make dulce dragoste if you get feelings from dulce dragoste. Părerea lui Sam însă a fost foarte departe de a mea sau a lor, a explodat pur și simplu de nervi, a spus să-l las în, A spus să las în pace, să încetez, că nu mai vrea să audă nimic, că nu poate să creadă că de rea cu el, că îl sperii, diverse. Victimizare. Nu i-a mai răspuns, după cum m-a rugat să-l las în pace. La ceva timp însă observ că îmi duse am pe Insta, eu nu-i dăusem vreodată. Vă amintiți cum spunea tot el cu doar puțin timp în urmă că el nu dă la nimeni am follow că nu e frumos? Nu știu cum naiba la mine a fost așa ușor. Ce chestie. Și nu i-a cerut nimeni să o facă. Îi las doar un scurt mesaj în care subliniez ipocrizia acestuia cu data am follow fostelor, yes, eu was a bit petty și nu era necesar, dar nu regret și explodează din nou. Îmi spune să încetezi și că ce am cu el, să i că a existat și să nu-l mai o vreodată. Very dramatic. Urmat de blog pe toate rețelele, tot. Urmat și de unfollow și șters de pe Insta de la prietena fosta lui care a dat ghost total. Fără nicio explicație. I never did or said anything to her și de revelion se de dea foarte drăguță și compassionate cu mine și părea că vrea să mă consoleze pentru că eram tristă. Imediat înainte să continue să fac aceleași lucruri din cauza Căreia plângeam. Ei zis, îmi plâng că stai cu fostul meu gagic care nu-mi datorează nimic. Blocul nu a ținut mult. Într-un final am mai vorbit puțin să o dăm la pace, but now he ignores me again. Ce trebuie să mai fac acest băiat? Dar at this point, I couldn't care less. Nu mai o closure sau nimic din partea lui, mi-a făcut destule and I'm enjoying my peace. Ajunsesem să mi se tigărească din nou stările de anxietate și depresie. I would constantly cry and fear horrible about myself. I would overthink everything, iar acum, a few months after the breakup, fără să mai fiu în contact, I am finally feeling so much better în viața de zi cu zi. Deci, dragilor, cât de toxic a fost acest man, dar eu... Mă bucur că ai întrebat! Mă bucur că ai întrebat! Pentru că astăzi o să dau uh, toxic la ambele persoane din această poveste. El, foarte multe chestii pe care le-ai zis despre el, nu erau toxice. Mi-ai zis că te tu, ea, că era fake feminist, whatever, fake gen progresist. Că e clar că e fake progresist dacă cu tine discută niște chestii și cu prietenii lui discută, face glume de căcat, pentru că, gen, și dacă le face doar pentru apartenență, în continuare e fake progresist. Mai ales că s-a supărat că l-au făcut niște băieți gay. Mai ales cu chestia aia. E clar că nu e progresist, dacă... Oh, nu! Mi-au zis niște băieți că sunt gay! Nu vreau să fiu gay! Uh... <laughs> nu gay! ți-a comunicat că el nu-i place să țipi la el din cauza familiei lui și el continua să țipe la tine și tu nu ai comunicat asta vreodată. How would he know? Poate e și o chestie foarte naturală pentru el trăind într-un mediu foarte agresiv, nu? Să răspundă la orice căcat cu agresivitate. Faptul că te gaslight la ea, da, sure, toxic. Faptul că he would choose his friends, his lifetime friends, over o relație de 5 luni, toxic aparent pare că nu prea depunea efort pentru relația asta, dar în același timp pare că așa l-ai luat. Aia cu HR ușor nu trebuia să-ți ceară ție banii înapoi, că era complet vina lui, că aia cu mărirea, nu, eu am primit mărirea mai mare. Faptul că ați făcut sex nu înseamnă că îți datora nimica după. Că tu ai zis că nu ai făcut out of horny reasons, dar poate el a făcut-o out of horny reasons și atât. Discuss it before. Nu faceți sex cu foști just out of an emotional moment. Pentru că după aceea tot voi o să fiți emotional în cazul ăla, nu? Dacă persoana aia a făcut sex doar de, 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 de sex, literalmente. Oh, nu, asta stat cu prietena lui după aia, care era proaspăt single. Discuss about it, înainte să faci sex. It's that easy, just don't sex. Chiar și la, exact la fel și la faza cu prezervativul. Protejează-te în momentul în care știi că ai un STD. Chiar dacă există posibilitatea foarte mare să-l transmiți prin priele, just fucking do it. E datoria ta ca persoană cu STD să te protejezi, să-ți informezi partenerul și să te protejezi. Astea sunt datoriile tale ca persoană cu SD și atât. Nu e datoria persoanei ăleia să, să, se protejeze. Dacă el e prost, lasă-l să fie prost, dar nu face tu asta out of what? Being inconsiderate, out of not caring. Faptul că nu ți-a luat un cadou nice cât nu mai erați într-o relație. He, he seemed like he wasn't really there in the relationship. Sunt de acord cu foarte multe chestii. Te gaslight-uiate toate chestiile. Dar you also had so many expectations. Și love bombing după două săptămâni. Care era love bombing-ul? A, că ți-a zis că te iubește. Sure. Dar that's on him. Poate el așa a simțit să zică. Poate două săptămâni era cea mai lungă relație a lui. Prior to you. Cinci luni jumătate. Poate de la două săptămâni încolo era cea mai lungă relație a lui. Faptul că îți tot zicea să uh, rezolvi chestii la tine... Uh, o să cai în mine, în neseserii, dar mi se pare că și tu ai făcut exact același lucru. Așa că ce să fac? Ce să fac cu această situație? Sincer, simt că parcă n-am adunat destul cât să îi dau ca spart toxicometru. Din partea mea, în seara asta, acest bărbat are 100% toxic și această femeie 100% toxic. Că amândoi împreună aveți același rezultat băiețelul mamei. Bună seara Rux, domnul Vlad, dragii mei din chat și poftă bună YouTube dacă este cazul. După ce am văzut ce impact au avut poveștile mele asupra voastră, după ce m-am auto-intitulat toxică și am decis cu toții că mama sparge toxicometrul. O, oh, bună ziua autoarea, bună ziua. Am decis să mai scot un as din mânecă și să scriu o poveste despre un personaj masculin care face parte din viața mea și pe care urmează să-l analizăm să vedem cât de toxic este. E cumva copilul tău? Acest domn căruia nici nu doresc să-i dau un nume, a apărut în viața mea în urmă cu trei ani. Please tell me it's your child. Please tell me te-ai toxicidat fiul că s-a căcat în pat. Please tell me. Totuși, acum 3 ani, relația noastră a început armonios, normal, eu investind de la bun început mai multe sentimente decât el, ca în majoritatea relațiilor de altfel. Relația noastră era una la distanță, deși ne vedeam o la 2-3 săptămâni. Ok, nu e copilul. El era foarte indiferent mereu, nu voia să interacționăm prea mult, ba din contră, era prezent mereu, dar niciodată nu îmi răspundea cu aceeași iubire și apreciere cu care priveam eu această relație. E copilul, că te duceai odată la 2-3 săptămâni la analize, la cremă pe burtă și... Ați înțeles, voi. Acest aspect nu m-a făcut niciodată să-l iubesc mai puțin, ba chiar m-a dus de vreo câteva ori și pe patul de spital. Poate vă întrebați în ce context? Ok, fie, o să vă răspund și la această întrebare. Ei bine, domnul nostru avea momente în care nu aprecia gusturile mele în ale mâncării, fapt care m-a adus la o grevă serioasă a foamei, pentru că nu voiam să fiu egoistă și voiam să împar cu el fiecare fel de mâncare pe care îl făceam. Lui nu-i convenea mirosul, nu-i convenea nici gustul și nu se lăsa înduplecat nici de minunatele mele deserturi. După vreo câteva luni în care nu am prea mâncat, starea mea de sănătate a început să So... Uh... deploreze, deploreze e un cuvânt, moment în care doctorii au hotărât că cea mai bună soluție ar fi să fie operată, fapt care ar putea să ne ușureze viața amândurora. Vă gândiți că poate cea mai bună soluție ar fi fost să-mi caut un curs de gătit sau pur și simplu să comandăm ceva de mâncare, dar nu, asta au decis medicii. După operație, eu și domnul meu am fost de nedespărțit. Următorii doi ani au fost un chin și o plăcere pentru amândoi. Eu în sfârșit puteam să mănânc aproape tot ce îmi dorea sufletul, iar el tot ce își dorea să mănânce era în sfârșit ghidat de mine. Această poveste nu este doar despre mâncare care, deci să vă mai povestesc unele situații în care m-am simțit nedreptățită. Așadar, o să vă spun pe scurt lucrurile la care m-am supus odată cu mutarea noastră împreună. Din păcate, relațiile mele sociale au început să se clatine, odată ce am luat această decizie. Parcă niciuna dintre prietenele mele nu mai erau interesate de experiența mea, mă tratau de parcă eram în aer, în schimb, tot voiau să ne vedem, să îl cunoască și să petrecem timp de calitate, spuneau ele, împreună. Aproape toate discuțiile se învârteau în jurul acestui domn, de parcă lumea s-ar fi învârtit în jurul lui. Al doilea aspect deloc plăcut era faptul că nu mai puteam permite somnul de frumusețe la care visam cu ochii deschiși, pentru că aveam zile și nopți nedormite la activ. Parcă nici nu mai puteam gândi limpede în unele situații, ce seriale, filme, petreceri și alte privilegii. Acesta îmi interzicea categoric prin prezența lui să mai iau parte la astfel de activități. Avea și are tot felul de apucături ciudate, vomită și, -și fa își făcea nevoile oricând apuca pe noile mele bluze, ba chiar mă obliga să spăl haine în fiecare zi. Da, prieteni, de necrezut. Uneori mă zgârie, mă mușcă, ba chiar mă obligă să dansez, pe tot felul de cântece super dubioase de ale lui Mihai Constantinescu. <laughs> mi-a furat intimitatea, familia, ba chiar și iubitul. Nu mi-am de când nu am mai făcut o baie singură sau de când nu am mai fost singură undeva. Pentru el contează foarte mult să fim de nedespărțit, iar eu nu pot să mi spun ofurile niciodată, mereu se manifestă ciudat, indiferent, ba chiar are momente în care începe să plângă, spunându-mi mami, mami. Ați ghicit probabil că această scurtă povestioară este despre micuțul domnul Vlad. În final, nu pot decât să mulțumesc Universului pentru că mi-a oferit un copil minunat, care mi-a furat întreaga Viață, dar care mi-a deschis noi orizonturi și m-a făcut să simt ce înseamnă iubirea cu adevărat. Deci, dragă judecător, cât de toxic este Vlad Junior? PS. Până la vârsta de aproximativ 2 ani, Vlad nu a putut să-mi spună mami, așa că eu eram tata, iar iubitul meu era tati. Între timp, lucrurile s-au schimbat, iar eu în cele din urmă mi-am primit bine meritatul titlu de mamă. Publici consensual. Foarte ușor acest verdict. Acest uh, individ este uh, spart toxicometru de toxic. E un copil spart toxicometru. Nu mai, trebuie, nu mai trebuie nimic, nu mai trebuie nimic spart toxicometru. Sincer, mi se pare puțin că a spart o singură dată toxicometru. Că dacă ar fi după mine, ar fi cam așa. Bun, superbă această poveste. Și cam asta a fost episodul de azi din Toxic. Dacă ți-a plăcut, lasă un like, lasă un coment, dă și un sub, de ce nu? Și dacă ai o poveste cu un bărbat toxic, trimite-o la adresa de e-mail eștitoxicarongmail.com Și nu uita, noi ne vedem în fiecare vineri de la 20.00 live pe Twitch. În perioada imediat următoare a început să consume alcool, să provoace tot felul de scandaluri pentru care ajungea la poliție, dar scăpa de fiecare dată.